găsit la o nouă ediție a podcastului Experiența Valoria. Sunt Constantin Măgdălina, expert tendințe și tehnologie emergente, iar tema despre care am să vă vorbesc astăzi se numește Comportamente sociale schimbate de pandemie. Mai exact, 9 tendințe emergente. Așadar, prima tendință. Accentuarea izolării. Din păcate, pierderea slujbelor și distanțarea socială i-a izolat și în continuare îi va izola pe oameni. Le va genera stări de insecuritate și le va activa mecanismele de supraviețuire. Va pune presiune pe relațiile cu cei apropiați și pe sănătatea lor fizică și emoțională. În acest context, va crește cererea serviciilor de terapie și coaching, însoțirea cu un animal de companie, achiziția jocurilor și utilizarea instrumentelor de socializare online. Cea de-a doua tendință se referă la neîncrederea în igiena semenilor și a produselor. Precauția este cuvântul emblemă pentru perioada actuală și cea post-pandemie. Companiile au formalizat și vor continua să formalizeze verificarea stării de sănătate a angajaților și interacțiunile dintre aceștia. În anumite contexte profesionale este chiar posibilă apariția cerinței de prezentare a unui cazier medical specific. Cu alte cuvinte, dacă ai fost îmbolnăvit de coronavirus sau nu și care este starea ta de sănătate actuală. Se schimbă protocolul de interacțiune socială, iar binecunoscuta strângere de mână va fi înlocuită de un distant salut. În acest context, este probabilă schimbarea anumitor modele de ambalaje și preferința pentru produse cu o mai pregnantă componentă științifică. Va crește cererea de livrări la domiciliu pentru categorii extinse de produse, foarte mulți, cu siguranță știm asta, și această tendință va continua. Cea de-a treia tendință se referă la mobilitatea limitată. Altădată folosite ca tehnici de evadare din cotidian, călătoriile și turismul au devenit acum surse multiple de riscuri. Riscul de a te contamina prin inevitabilul contact cu ceilalți, fie ei pasageri sau turiști, riscul de a rămâne într-o țară străină și de a nu te mai putea întoarce din cauza restricțiilor de călătorie impuse între timp, riscul de a nu beneficia de servicii medicale în cazul îmbolnăvirii. Pe acest fond, în perioada post-pandemie, anticipăm, în ce privește turismul internațional, o scădere a cererii de city break-uri și o creștere a sejururilor pe o perioadă mai lungă. Asta va privilegia, pe de altă parte, și turismul local, care va cunoaște o creștere a cererii tot mai mare. Vacanța de lucru la țară va deveni un lux pentru citadini și o necesitate, dovadă creșterea pe care anticipăm că o să se întâmple. Cea de-a patra tendință se referă la convertirea mesei din sufragerie în birou. Cu alte cuvinte, o aducere împreună a spațiului public și a celui profesional, a spațiului privat și a celui profesional. Cuvântul acasă începe să-și nuanțeze semantica. Cel mai probabil va însemna amenajarea și adaptarea spațiului de locuit la funcționalitatea unui spațiu de birou. Este de așteptat ca cele mai multe companii care se vor afla în dificultate de lichiditate să-și restrângă spațiul de birouri și infrastructura fizică. În schimb, este de așteptat ca angajații să facă achiziții de echipamente și aparatură audio-video tocmai pentru acomodarea vieții profesionale la cea personală. O consecință a acestor schimbări vor fi o înăsprire sau, în orice caz, o modificare, o transformare a politicilor și protocoalelor de securitate care vor trebui adaptate la acest nou fel de lucru de la distanță sau telemunca. Cea de-a cincea tendință se referă la creșterea tensiunii și conflictului. Spuneam că trecem printr-o perioadă dificilă care pune presiune asupra relației cu cei apropiați, dar și cu colegii. Operarea în condiții de supraviețuire poate scoate la suprafață conflicte latente între angajați și între angajați și companii. Fie unii, fie ceilalți, este posibil să încalce înțelegeri contractuale, politici interne sau reglementări. Forța majoră este în topul căutărilor pe Google Trends și este de așteptat să apară confruntări de natură legală,
ce îi va reinventa pe avocați sau în orice caz profesia, practicarea acestei profesii la modulul digital. Cea de-a șasea tendință se referă la reconversia, care e o tendință fără precedent manifestă în această perioadă. Tot mai mulți angajați vor fi nevoiți să facă o schimbare de carieră, deoarece orientarea spre concurență nu este o opțiune, pe motiv că multe dintre industrii sunt de-a dreptul un colaps, măcar pentru o vreme, și atunci reconversia profesională este soluția salvatoare. Aceasta, împreună cu trainingurile asociate care să facă posibilă o astfel de reconversie, vor cunoaște o cerere explozivă. În plus, pentru suplimentarea securității financiare a familiei, este de așteptat o creștere a numărului de inițiative antreprenoriale. Așadar, reconversie profesională și experimentarea unor inițiative antreprenoriale sunt două soluții la actuala situație din piața locurilor de muncă și care rămâne de văzut ce experiență de valoare va produce celor implicați în momentul când economia își va reveni. Cea de-a șaptea tendință se referă la construirea unei identități dincolo de serviciu. Pentru foarte mulți oameni, ocupația pe care o practică este o componentă importantă din cine sunt ei, din felul în care se definesc. Spuneam că aducerea împreună a spațiului profesional cu cel privat, cu cel personal, produce o redefinire sau o reformulare a acestei reprezentări. Abia acum mulți dintre colegi ajung să se cunoască mai bine când sunt în meeting room din propriul dormitor. Înainte de pandemie, un element de afirmare identitară în spațiu public era moda vestimentară. Treptat sau parțial, acest element de afirmare identitară este înlocuit de comunicarea video în mediul digital. Utilizatorii Zoom își accesorizează și personalizează live stream room-ul. Cea de-a opta tendință se referă la limitarea contactului cu seniorii. Identificată ca principală categorie demografică expusă riscului în timpul pandemiei, generația seniorilor va fi în continuare izolată. Pe de altă parte, chiar dacă nu la fel de drastice, restricțiile vor continua să fie valabile și pentru ceilalți. Prin digitalizarea accelerată, viața în realitatea fizică va fi completată de cea în spațiu virtual. Participarea la evenimente precum botezuri, nunți, concerte sau ritualuri va cunoaște și un alt tip de participare și prezență. Prezența și participarea online. Mobilizarea comunității pentru ajutorarea seniorilor și a celor cu nevoi speciale va deveni expresia simțului civic elementar. Și în sfârșit, cea de-a noua tendință este că acum orice se livrează acasă. În condițiile măsurilor excepționale a stării de urgență, multe companii din retail sau distribuitori au schimbat modul de operare, punând accent pe livrarea la domiciliu. Reinventarea, în acest context, atestă adaptabilitate și evoluție. Vom vedea o specializare a livrărilor în funcție de specificul produselor și este de așteptat să apară un serviciu de livrare pentru produsele congelate. Se vor realiza optimizări ale lanțului de distribuție, cum ar fi centralizarea comenzilor provenite din mai multe magazine, dar cu aproximativ aceeași destinație de livrare sau, în orice caz, măcar aceeași stradă. Succesul se construiește din ceea ce faci mai bine în fiecare zi. La Valoria transformăm potențialul oamenilor și companiilor în valoare. Dacă vrei să afli mai multe despre noi, accesează www.valoria.ro.